Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun astăzi să descoperim împreună un instrument de evaluare online. Este vorba de Quizalize, un instrument foarte util în activitatea didactică. El este un instrument de evaluare gamificat. Este foarte captivant și implică toți elevii. Profesorii pot accesa acest instrument foarte ușor de pe app quizalize.com. După cum observați, puteți adăuga o clasă și puteți alege și din alte teste pe care le-au creat alți profesori, adaptându-le nivelului de pregătire al elevilor dumneavoastră. Ce caracteristici are? Este o modalitate simplă de a crea și de a atribui teste online și poate fi folosit pentru evaluare formativă și sumativă. Este gratuit și are, așa cum ați observat, teste gata făcute, disponibile cu opțiunea aproape de tine. Sunt ușor de partajat și se pot importa din Quizlet. Poate atribui activități ulterioare, poate grupa automat elevii după diverse niveluri de învățare. Evident, puteți vizualiza quizul, previzualiza quizul și în funcție de dorința dumneavoastră puteți să-l printați sau să editați fiecare item în parte. După cum observați, puteți asocia o imagine fiecărui test, puteți denumi testul de evaluare, puteți adăuga, așa cum spuneam, fiecare item în parte și puteți alege dintr-o multitudine de tipuri de item, iată, aceasta este lista, cu răspuns scurt sau cu item de tip alegere duală, adevărat sau fals, de asemenea de item de tip pereche. Și după cum observați, alegerile, opțiunile sunt multiple. Puteți alege durata pe care să o alocați pentru fiecare item în parte și, bineînțeles, puteți alege să atașați chiar și un fișier audio. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!